sus de nori în țara gloriei, când vine Iisus. Da, Iisus, da, Iisus, amintește-mă. Da, Iisus, da, Iisus, amintește-mă. Da, Iisus, da, Iisus, amintește-mă. Și surori, cu ajutorul Domnului începem serviciul divin din această seară. Haideți să ne închinăm cu toții înaintea celui prea înalt și din toată inima și cu credință să rugăm să fie cu noi în seara aceasta, să conducă slujba prin Duhul Sfânt, să dea putere cuvântului, să-i sprijinească pe cei care îl vor vesti, să binecuvânteze cântările de laudă și pe frații și pe surorile care vor cânta, să cânte din toată inima și Domnul să-i ungă cu Duhul Său cel Sfânt. Domnul să binecuvânteze inimile noastre, să asculte rugăciunile, să ne dea un cuvânt bogat în această dupămasă și să avem o bucurie deplină în Domnul nostru, să cerem ajutorul Domnului prin rugăciune.
Înainte ca să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, vom cânta împreună cu toată adunarea și din toată inima să-L slăvim pe Domnul care ne iubește așa de mult. Dați-mi în mână Biblia divină, altă carte asemenea ei. În această seară este din Evanghelia după Ioan, din capitolul 1, de la versetul 35 în continuare, până la sfârșitul capitolului. Ioan, capitolul 1, de la versetul 35. A doua zi, Ioan stătea iarăși cu doi din ucenicii lui și pe când privea pe Iisus umblând, a zis: iată mielul lui Dumnezeu. Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe și au mers după Iisus. Iisus a întors și când i-a văzut că merg după el, le-a zis: ce căutați? Ei au răspuns: Rabi, care tălmăcit însemnează învățătorule, unde locuiești? Veniți de vedeți, le-a zis el. S-au dus și au văzut unde locuia și în ziua aceea au rămas la el. Era cam pe la ceasul al 10-lea. Unul din cei doi, care auziseră cuvintele lui Ioan și merseseră după Iisus, era Andrei, fratele lui Simon Petru. El, cel din tâi, a găsit pe fratele său Simon și a zis: noi am găsit pe Mesia, care tălmăcit însemnează Hristos. Și l-a adus la Iisus. Iisus l-a privit și a zis: tu ești Simon, fiul lui Iona. Tu te vei chema Chifa, care tălmăcit înseamnă Petru. A doua zi Iisus a vrut să se ducă în Galileea și a găsit pe Filip și a zis: vino după mine. Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei și a lui Petru. Filip a găsit pe Natanael și a zis: noi am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și spre care și prorocii, pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. Natanael i-a zis: poate ieși ceva bun din Nazaret? Vino și vezi, i-a răspuns Filip. Iisus a văzut pe Natanael venind la el și a zis despre el: iată cu adevărat un israelit în care nu este vicleșug. De unde mă cunoști? I-a zis Natanael. Drept răspuns, Iisus i-a zis: te-am văzut mai înainte ca să te cheme Filip, când erai sub smochin. Natanael i-a răspuns: Rabi, tu ești fiul lui Dumnezeu, tu ești împăratul lui Israel. Drept răspuns, Iisus i-a zis: pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Lucruri mai mari decât acestea vei vedea. Apoi a zis: adevărat, adevărat vă spun că de acum încolo veți vedea cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste Fiul omului.
Amin. Am vrea ca Duhul lui Dumnezeu să se coboare peste noi în seara aceasta și peste cei din sală și peste cei de pe platformă și în mod deosebit peste cei care sunt la învon și slujesc. Duhul lui Dumnezeu să coboare peste noi. Lucrarea să o facem autorizați de El, însuflețiți de El. Cuvintele pe care le vom rosti să aibă viață și să fim binecuvântați de Domnul și mângâiați de El prin lucrarea care se face în seara aceasta. Haideți, după ce am ascultat cuvântul Domnului, prin fratele Nelu Dronca, să rugăm pe bunul Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne sprijinească în această lucrare pe care o facem și câștigul nostru spiritual în seara aceasta să fie unul deosebit. Te binecuvântăm, Tată Ceresc, Dumnezeul nostru. Înainte ta venim în seara aceasta, Doamne, cu recunoștință și îți mulțumesc că și până în aceste clipe, Doamne, Tu ai fost cu noi. Amin, ne-ai păzit, Doamne, și ne-ai ocrotit și ne-ai îndreptat pașii, Doamne, spre calea Ta. Ne-ai îndreptat pașii spre casa Ta. Îți mulțumim, o Doamne. Doamne, Te rugăm, binecuvântă seara aceasta. Binecuvântă-ne pe toți, o Doamne, așa cum stăm înaintea Ta. Doamne, am venit înaintea Ta, Doamne, cu probleme, cu lipsuri, cu nevoi, Doamne Iisuse, cu boli. O, Doamne, Te rugăm ca Tu să iei aminte la toate cererile noastre, să iei aminte și la vremea potrivită Tu să dai răspuns după dragostea Ta mare, Doamne. Îți mulțumim, o Doamne Dumnezeule, pentru cuvântul care a fost în noastre. Ajută-ne, Doamne Iisuse, să-L împlinim în viețile noastre și să-ți facem voia Ta zi de zi, clipă de clipă, ca într-o zi, o Doamne, cu toții să ne bucurăm, o Doamne, de Tine, în slava Ta, de acum și până în veci. Amin. Amin. Vă rog să vă reașezați și să cântăm din nou împreună pentru slava lui Dumnezeu. Domnul m-a găsit, povara mi-a luat, bucurii, speranță, pace El mi-a dat. Domnul m-a găsit, povara mi-a luat, bucurii, speranță, pace El mi-a dat. Mi-a spălat în suflet tot păcatul meu, prin sângele vărsat pe cruce în locul meu. Mântuit pe Domnul prea măresc, mântuit spre cer călătoresc. Cel voi fi, El m-a salvat și mă păzește în orice zi. Mântuit pe Domnul preamăresc, mântuit spre cer călătoresc. Mântuit cu El în cer voi fi, El m-a salvat și mă păzește în orice zi. Domnul m-a găsit, iubirea Lui mi-a dat, hainele ca neaua, albe le-a spălat. Nu mă amenință judecata grea, eu sunt prea fericit cu Domnul pururea. Mântuit pe Domnul preamăresc, mântuit spre cer călătoresc. El m-a salvat și mă păzește în orice zi. Mântuit pe Domnul preamăresc, mântuit spre cer călătoresc. Mântuit cu El în cer voi fi. El m-a salvat și mă păzește în orice zi. Fete și apoi fanfara vor cânta pentru slava Domnului, iar după cântarea fanfarei, din nou ne vom ruga lui Dumnezeu.
cât Iisus poate fericire da. Un milos și scump e Iisus, e pe veci partea mea. Tot ce sufletul între sată, e Iisus ce m-a salvat. Cât de mare mâna lui o va lua. Am cântat împreună cu fanfara
am rostit aceste cuvinte. Orice grijă cât de mare, mâna lui, mâna Domnului o va lua. Nu cred să fie între noi vreunul care să n-aibă griji. Grijile sunt normale. Dar adevărul este că ne și îngrijorăm câteodată. Nu-i rău să ne facem griji, e normal, este omenește. Dar nu este bine să ne îngrijorăm. Și aș vrea ca în rugăciunea care urmează să prezentăm grijile pe care le avem înaintea lui Dumnezeu și să-i cerem să le rezolve El, să ne rezolve toate problemele. Noi ca oameni gândim, ne facem griji. Dar dacă există cineva îngrijorat în mod deosebit în seara aceasta, să facă ce spune cuvântul Domnului în epistola lui Petru. Aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, că El însuși îngrijește de voi. Îngrijorarea generează stres și stresul duce la boală. Dar Domnul nostru Iisus Hristos a venit să ne ia poverile și îngrijorările. El însuși, Domnul nostru, îngrijește de noi. De aceea, haideți să ne rugăm, dragii mei, să ne rugăm cu credință, să vorbim Domnului despre problemele noastre, despre durerile pe care le avem, despre poverile pe care le purtăm în suflet, să vorbim despre familiile noastre, despre copiii noștri. Și în această rugăciune să aruncăm toate îngrijorările noastre asupra Lui și să-i spunem Domnului: Doamne, ai promis că vei îngriji de noi și de familiile noastre și ai promis că ne vei purta poverile. Dacă ne rugăm cu credință, să știți, Domnul va face să ne simțim mult mai bine în seara aceasta, ne va lua toate poverile, îngrijorările noastre și ne vom desfăta în casa Domnului, în cuvântul lui Dumnezeu, ne vom bucura în Duhul Sfânt și în seara aceasta, așa cum și Domnul Iisus s-a bucurat atunci când a fost pe pământ. Vă propun să ne plecăm pe genunchi și cu credință să ne rugăm lui Dumnezeu.
amin, să ocupăm locurile și în continuare pentru lauda Domnului va cânta corul bărbătesc, iar după corul bărbătesc va cânta din nou corul de fete. Oh,
Dragii mei, urmează să ne rugăm Domnului pentru bolnavi, pentru toți aceia care sunt în suferință. Am primit un bilet prin care familiile Sandu și Jucu mulțumesc tuturor acelora care au participat la priveghiul și în mormântarea sorei Jucu Emilia, sora Melania, așa cum o știam noi. În mod deosebit scrie pe biletul acesta: mulțumiri fanfare din Bujac, care a fost și la priveghiul și la înmormântare. Eu n-am fost pentru că am fost plecat din Arad. Sora a plecat la Domnul, a intrat în mormânt ca snopul strâns la vremea lui. A trăit o viață lungă, foarte lungă, și a sfârșit alergarea și a plecat pe drumul pe care merge toată lumea. Pentru sora Melania nu ne mai rugăm, dar ne rugăm pentru ceilalți bolnavi și rog pe fratele, mulțumesc frate Remus, nu știu dacă sora este sora Jucu, s-o scoateți de pe liste. Noi nu ne mai rugăm pentru cei care au murit, ei și au fost credincioși, s-au mutat să fie împreună cu Domnul, dar ne rugăm pentru toți ceilalți. Vă rog să vă uitați, că n-am vrea să facem asta numai așa de formă. Tabelul acesta ne aduce aminte de foarte mulți. Nu este, da? Așa. Pe lângă cei care sunt scriși acolo, cred că sora Borla Silvia nu este scrisă. Am primit un bilet la învon în seara aceasta. Sora noastră spune: iubiți frați și surori, vă rog în numele Domnului Iisus să vă rugați pentru mine, că sunt foarte bolnavă. Sora Borlea Silvia. Apoi, fratele Vid este pe listă, să-l pui, frate Remus. Cu fratele Vid am vorbit în această dupămasă și dumnealui este foarte bolnav. N-a mai fost tare de la biserică. Am înțeles că de prin octombrie n-a mai fost și ar vrea să vină. Vă invit să vă ridicați și să ne rugăm Tatălui în numele Domnului Iisus pentru cei care sunt în suferință, pentru cei care sunt imobilizați la pat, pentru cei care sunt bătrâni și datorită bătrâneților nu mai pot veni la închinare în locul acesta. Ne rugăm pentru sănătatea lor, dar rugăm pe Domnul să nu-i lase să-și piardă nădejdea. Am vrea ca să simtă și să știe că noi suntem alături de ei. Dar mult mai important decât noi este El, Domnul, care este aproape de cel cu inima zdrobită, aproape de cel decăjit, vine în ajutorul făpturilor sale și să rugăm, dar să rugăm din toată inima, să aibă milă de bolnavi aceștia, de frații noștri, de surorile noastre, de cei care sunt greu încercați, să spună un cuvânt de vindecare pentru fiecare, să ierte, să vindece, să ridice și să întărească nădejde, așa cum stăm pe picioare, să ne rugăm Domnului. Thank you.
să mai rămânem câteva momente pe picioare și să cântăm împreună pentru slava Domnului. Noi așteptăm pe Domnul Iisus când vine, noi așteptăm pe Domnul ce ne-a gătit locul și în mărire ne va duce. Noi așteptăm pe Domnul Iisus când vine, noi așteptăm pe Domnul Iisus când vine, noi așteptăm pe Domnul ce ne-a gătit locul și în mărire ne va duce. Noi așteptăm pe Domnul ce ne-a gătit locul și în mărire ne va duce. Noi mergem la Domnul Iisus când vine, noi mergem la Domnul Iisus când vine, noi mergem înainte, El ca sos și tinte, și la locul promis ne duce. Noi mergem înainte, El ca sos și tinte, și la locul promis ne duce. Vă rog să reocupați locurile. Înainte ca să cânte pentru lauda Domnului corul bărbătesc și apoi fanfara, voi face câteva anunțuri. Frați și surori, vă aduc saluturi de la frații și bisericile pe care i-am vizitat, cu care am avut părtășie în ultima săptămână. În ultima săptămână, cu excepția nopții de luni, am lipsit din Arad. A fost o săptămână mai grea pentru mine. De vineri până luni am fost în Spania. Vineri după masă ne-am întâlnit, am fost cu fratele Nelu Gurău din partea conducerii cultului. Ne-am întâlnit cu păstorii bisericilor pentecostale române din Spania. Ne-am întâlnit la Madrid și am avut un sfat de câteva ore. Apoi sâmbătă am făcut alegeri la comunitatea teritorială, Spania. Comunitatea de acolo, bisericile de acolo, țin de cultul penticostal. Sunt 70 de biserici, mai sunt câteva pe lângă ele, dar cele 70 se constituie în comunitatea teritorială Spania. Sunt aproape 7.000 de membri majori, plus copii. Și așa cum în vara trecută am făcut alegeri la comunitatea de Arad, exact așa am făcut și în Spania. Președintele acelei comunități face parte din Consiliul Bisericesc, forul cel mai înalt de conducere al cultului penticostal. Apoi, duminică, dimineața am fost în biserica din Alcanar, după masă la Castelion, unde am și ordinat un păstor pentru lucrarea lui Dumnezeu. Vă aduc salutări de la păstorii de acolo, de la frați, de la biserici, și vreau să vă spun că frații se străduiesc să-L slujească pe Domnul. Viața nu-i ușoară, vă imaginați, Spania nu o duce foarte bine economic la momentul acesta,
Unii păstori mi-au spus că se așteptau în ultimii 2-3 ani să plece mai mulți din Spania. Au plecat destui totuși, au mers înspre Germania, Anglia, Franța în principal în aceste țări, dar totuși au rămas aproape 7.000 care sunt în bisericele care sunt de cult și mai sunt câțiva pe lângă acești aproape 7.000. Apoi marți și miercuri ne-am fost la Dej, am avut o ședință, m-am văzut cu mai mulți frați, deci și marți și miercuri până la miază. Aseară am fost la Biserica Pentecostală Beclean, acolo unde sunt păstori fratele Gavrila și Gabi Zăgrean, pe Gabi Zăgrean îl cunoașteți mai bine. Și vreau să vă spun că aseară am stat la amvon cu primarul. Primarul este pentecostal, e activ și predică și este la al treilea mandat. M-am bucurat cu frații, chiar fratele Gavrilaș, care păstorul principal spunea că și-a adus aminte o săptămână în care au inaugurat, am fost într-o seară la evanghelizare și obișnuiesc la inaugurări de case de rugăciune să fac următoarea urare. Doresc ca până la răpire biserica să fie neîncăpătoare, iar după răpire să rămână goală. Și mai obișnuiesc să spun, e treaba primarilor, a conducătorilor, ce fac cu clădirile care rămân. Și apoi eram cu primarul lângă mine și am spus, observ că biserica în seara asta este neîncăpătoare, că era neîncăpătoare. Doresc ca la răpire să rămână goală și zic, la Beclean s-ar putea să fie probleme în plus. Eu sper să fie răpit și primarul, dar se vor găsi alții care să administreze clădirile noastre care rămân. Important este ca noi să fim gata pentru venirea Domnului și când Arhanghelul va suna din trâmbiță prin puterea Duhului Sfânt să zburăm la cer, să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh și să fim cu Domnul nostru pentru vecii vecilor. Primiți salutările fraților ale bisericilor pe care le-am vizitat în ultima vreme. Duminică vom avea servicii divine, dimineața de la 9 la 12 și după masă de la 18 în continuare. Dimineața avem și binecuvântări de copii. Vă spuneam că am lucrat o săptămână din Arad, n-am fost duminică adevărat, duminică voi fi. Cineva mi-a spus că există un frate, nu mi-a spus cine-i, care îmi face prezența. De câte ori lipsesc din biserică. Eu mă străduiesc să nu lipsesc foarte mult, v-am promis lucrul acesta, dar vreau să vă spun că atunci când lipsesc, nu stau acasă sau nu fac altceva și știți foarte bine, eu și mâine seara sunt la biserică și poi mâine sunt la biserică, ianuarie și februarie, aproape în fiecare zi sunt la biserică. Ei, mai lipsesc câteodată de aici, dar dumneavoastră știți de ce și înțelegeți și vreau să cred că cei mai mulți vă rugați pentru mine. Am o vârstă, e nevoie de sănătate, e nevoie de putere fizică, e nevoie de înțelepciune, e nevoie de autoritate, de har de la Domnul și toate acestea vin din mâna Domnului și Domnul dă, dacă noi avem credință și ne rugăm. Și vă mulțumesc că mă susțineți în rugăciune și doresc ca Domnul pe toți să ne binecuvânteze, să ne poarte în carul Lui de biruință, să ne rugăm unii pentru alții și să ne încredem în Dumnezeul nostru. Amin. Corul bărbătesc, apoi fanfara și după cântarea de fanfară, fratele Eugen va vorbi din cuvântul Domnului. Cineva prin tine vine la Iisus. Să
cineva prin tine vine la Iisus, să fii lumină unde ești. Lângă tine mulți așteaptă ajutor să dai, nu-ți închide inima spre ei, dacă nu mai unui suflet cineva prin tine vine la Iisus, să fii lumină unde ești, să fii lumină unde ești, să fii lumină unde ești. Poate cineva prin tine vine la Iisus, să fii lumină. Cineva prin tine vine la Iisus, să fii lumină unde ești, să fii lumină unde ești, să fii lumină unde ești. Poate cineva prin tine vine la Iisus, să fii lumină.
El cel va găsi pierdut cu suflet gol. O lumea asta de nevoi cum a orbit acum, prezentă ziua de apoi, iar târzia pe drum. O lumea asta de nevoi cum a orbit acum, prezentă ziua de apoi, iar târzia pe drum. Binește care-n locul lui să-și pună vieții noi, ca să-i arate Domnului când va veni curând. Ei sunt treziți, răsculați, că-și mă cântesc cu drept și onor viatul vă-ntreptați la Sfinte Primele. Ei sunt treziți, răsculați, că-și mă cântesc cu drept și onor viatul vă-ntreptați la Sfinte Primele. Tată, iată lemnul și focul. Unde este mielul pentru arderea de tot? Și Avram a răspuns cu inima plină de un munte de mâhnire și un grăunte de muștar de credință. Fiule, purtava Domnul de grijă de mielul pentru arderea de tot. În mod specific, atunci, Domnul a purtat de grijă și doar întorcându-se, Avram a găsit un berbece cu coarnele încurcate într-un tufiș și a fost jertfit acolo pe Moria. De atunci, mii, zeci de mii, sute de mii de miei au fost aduși la preoți și aceștia i-au jertfit și i-au ars de tot. Și în Israelul vremii respective se creșteau oi și nu era ușor să crești oi în climatul acela, dar se creșteau oi, căci evreii aveau nevoie să le mănânce carnea, să bea laptele lor, să se îmbrace cu lâna lor, dar aveau nevoie tare de miei turmelor, din care cei fără cusur, întâi născuți, erau întotdeauna aduși și jertfiți. Și se întorceau de la altar evreii cu un sentiment aproape al împlinirii. Dar spune Apostolul în Evrei, capitolul 9, versetul 9, când se aduc daruri și jertfe care nu pot duce pe cel ce se închină în felul acesta la desăvârșirea cerută de cugetul lui.
Și fiecare închinător cu mielul său se întorcea de la altar cu un sentiment parțial a rezolvării problemei sale. Știau din sulul cărții lui Isaia că era așteptat robul care urma să fie ca un miel pe care îl duci la măcelărie. Și norodul era în așteptare, tot norodul era în așteptare. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. A fost o voce autorizată. Unul care pentru asta a venit și a slujit ca să arate spre cel care urma să vină. Iată pe mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, a spus Ioan chiar dacă avea lângă el doi dintre ucenicii săi. Și nu s-a temut că îi pierde când îi îndrumă pe ucenici spre acesta. Spusese de altfel că a venit vremea ca el să înceapă să scadă pentru ca Iisus să se înalță și era o fericire pentru el să-și îndrume ucenicii spre Iisus. Nu au fost toți la fel de receptivi ca și cei despre care citim în textul acesta. Dar mă bucur că vedem din Evanghelia după Ioan, capitolul 1, din celelalte evanghelii, din Matei, din Luca, atunci când au fost chemați de Iisus, îndrumați spre Iisus, oamenii au lăsat totul și s-au dus. Nu că au fost extraordinari. Găsesc în Marcu, capitolul 3, de la versetele 13 la 15, faptul că au fost și mulți alții. Iisus s-a dus pe munte și a luat cu el pe cine a vrut. Și ei au venit cu el, ei, ucenicii. A rânduit dintre ei, dintre mulțimea ucenicilor, 12, ca să-i aibă cu sine și să-i trimită să propovăduiască. Le-a dat și puterea să vindece bolile și să scoată draci. A rânduit doar 12. Pe ăștia i-a luat în cercul mai apropiaților săi. I-a băgat în cursuri intensive, școala la zi. Vremea era scurtă și de la Iordan, la muntele Golgota, n-a fost mult, dar Iisus și-a alocat bună parte din timpul pe care știa că îl mai avea de trăit ca să instruiască pe cei 12. N-au fost extraordinari. În fapt, găsesc că atunci când i-au auzit pe apostoli vorbind după rusalii, se mirau de ei, fiindcă știau că sunt necărturari și oameni de rând și din vorbele lor, din autoritatea lor, și-au dat seama că oamenii aceștia fuseseră cu Iisus. Necărturari și oameni de rând. Am găsit o listă a cărturarilor vremii, a oamenilor excepționale ai vremii, contemporani cu Iisus Hristos. Și am selectat, am spicuit din lista aceasta. Ați auzit de Herodot? Părintele istoriei, a fost contemporan cu Iisus. Și n-a fost selectat să vină să scrie Evanghelie, să relateze el ce a trăit și ce a vorbit Iisus. A fost contemporan cu el Socrate și Sar la Hipocrate, părintele medicinei, și n-a fost selectat și trimis să vindece bolnavi și să scoate draci. Nici Platon, filozoful, nici Euclid, nici Arhimede, nici Cicero, marele orator a vremii, au fost lăsați deoparte și chemați oamenii aceștia necărturari, oameni de rând, oameni despre care Iisus spune în Evanghelia după Ioan, capitolul 15, versetul 16, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă. De aceea mă bucur că putem să avem în seara aceasta lecția asta despre alegerea, despre chemarea primilor ucenici ai Domnului Iisus. Putem, uitându-ne în Scripturi, să vedem cum s-a ocupat Domnul de ei și i-a transformat ca să-i facă buni, să meargă apoi și să transforme lumea. Mă bucur că, deși puteau fi alții, au fost aleși aceștia și prezentați ca și modele în Scripturi, ca eu și tu să poți înțelege că din fiii tunetului Iisus a putut să facă ucenicul iubirii,
din labilul, instabilul, imprevizibilul Simon, fiul lui Iona, a putut să facă Domnul până la urmă Chifa, Petru. Prezentarea începe cu episodul acesta în care Ioan stătea cu doi dintre ucenicii săi. Nu e detailat în Scripturi, spun însă toți acei care s-au plecat peste capitolul acesta din Ioan că nenumitul, neprezentatul este Ioan, evanghelistul. Despre celălalt se pune foarte explicit că era Andrei, fratele lui Simon. Întotdeauna omul acesta, de acum, de pe prima relatare a numelui său, șade în umbra fratelui său. E Andrei, fratele lui Simon. Mi-e drag de oamenii aceștia, căutători a unei împliniri în viața lor religioasă. Au auzit despre Ioan, despre lucrarea sa și s-au dus să fie ucenicii lui Ioan. Ioan și-a învățat ucenicii să se roage, Ioan și-a învățat ucenicii să postească, Ioan și-a învățat ucenicii să boteze, să fie radical și tranșant cu fățarnicii. Și aceștia au stat lângă Ioan. Dar când li s-a oferit un prilej să facă un pas mai departe, n-au rămas închistați la ceea ce au descoperit la început, ce au făcut un pas mai departe. Alții n-au îndrăznit, n-au vrut, nu știu de ce, dar n-au făcut pasul acesta. Găsim ucenici de-a lui Ioan și în Evanghelii și găsim până prin Faptele Apostolilor. Au rămas ucenici al lui Ioan, deși venise Iisus, împlinirea. Ioan și Andrei fac pasul mai departe. Nu-i întâmplător relatarea din Scripturi, din versetul 39, în ziua aceea au rămas la el, era cam pe la ceasul al 10-lea. Ca unul care știa ce spune, Ioan prezintă și amănuntul acesta. Ziua aproape trecuse. Evreii aveau 12 ceasuri în ziua lor. Ceasul al 10-lea însemna era ora 4 după masă. S-au dus la Iisus și de la 4 după masă, nu știu până la cât, noaptea târziu, dar numai în ziua aceea au rămas la el. N-a fost începutul șederii acolo. S-au întors după aceea. S-au întors să-i caute pe cei din familie, s-au întors la Tiberiada, de acolo Iisus îi cheamă, iarăși, veniți după mine. Dar în ziua aceea, în seara aceea, în ceasurile acelea petrecute cu Domnul, au fost suficiente să-i motiveze, să-i transforme, să-L dorească pe Iisus și părtășia cu El și apoi să spună altora despre lucrul acesta. Și Petru, Andrei s-a dus cel din tâi la Petru. Fac sublinierea cel din tâi, că sunt convins că pasiunea care a umplut inima lui nu s-a limitat la Petru, dar ni se spune în mod special că Petru e un personaj important în Scripturi. Numai numele lui Iisus este pomenit mai des în Evanghelie decât numele lui Petru. Și ni se spune că Andrei s-a dus cel din tâi la Petru. Și în momentul în care a ajuns la Petru, l-a găsit pe fratele său Simon și a zis: noi am găsit pe Mesia. Noi, Ioan și cu mine, am găsit pe Mesia. Asta e suficient pentru Simon. Avea încredere în căutările și în descoperirile fratelui său Andrei. E adevărat că nu pleacă pentru Ioan. Sunt convins că Andrei a venit la Petru și a spus: sunt ucenicul lui Ioan și e extraordinar să stau lângă omul acesta. Dar Petru a rămas la mrejile sale. Când însă Andrei vine și spune: noi am găsit pe Mesia, în inima lui Petru cuvântul acesta reverberează. Și totuși n-a sărit înainte, n-a zbugit-o ca spre mormântul despre care a aflat că e gol, ci a fost nevoie de Andrei care să-l aducă. Andrei l-a dus la Iisus. Mai împins, mai tras, mai de bună voie, Petru vine la Iisus. Și din momentul acesta, Petru înțelege că îi de-a-l urma și de-a rămâne cu Iisus. Și a fost extraordinar în urmarea lui Iisus omul acesta. Spunea cineva că un nor de praf era pretutindeni, nu era omul acesta, mai puțin acolo, pe marea furtunoasă.
dar era tumultos în tot ceea ce făcea omul acesta. Iisus îl anunță la prima întâlnire: Simone, fiul lui Iona, te voi numi de acum Chifa. E proclamarea țelului lucrării pe care Iisus are de gând să-l facă cu omul acesta. Să fac din tine, Simon, un om instabil și imprevizibil, o piatră, o chifa, unul pe care să te poți bizui, unul statornic, unul pe care apoi să pot să lucrez la zidirea bisericii. Și e numit de Ioan în Evanghelie de fiecare dată Simon Petru. Ceilalți evangheliști îl numesc Petru de aici începând. Iisus însă, în câteva rânduri, e silit să-i aducă aminte lui Simon Petru, că a rămas Simon, că e de lucrat până la Petru, până la stabilizarea lui, până la întărirea lui. Matei 16, versetul 17. După ce Iisus întreabă: dar voi cine ziceți că sunt? Și Petru face proclamația aceea: tu ești Iisus, Fiul lui Dumnezeu, Hristosul. Îi aduce aminte Iisus: ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Ferice de tine, Simone, și aici e atenționarea, atenție, Simone, încă ești instabil, încă te clatini, nu va trece mult și în aceea zi și numai câteva propoziții mai încolo. Găsim în Scriptură că Iisus recunoaște șoapta Satanei în cuvintele lui Petru. Atenție, Simone! Găsesc în Marcu, capitolul 14, versetul 13, episodul acela din Ghețimani, când durul Petru, acela care era pregătit cu sabia în el, în momentul în care a venit Iisus de la rugăciune, îl găsește dormind și îl întreabă: Domnul Simone, tu dormi? Și către sfârșitul ucenicizării sale, după învierea lui Iisus, acolo la Marea Tiberiadei, când Petru își trăia remușcarea lepădării, Iisus vine la Simon Petru și îl întreabă în Ioan 21, versetul 15: Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? E puțin, Simone, și vei deveni piatra. Ai dovedit prin lepădarea înainte de cântarea cocoșului că ăsta ești tu. Dar te voi face o piatră, Simone, dar mă iubești? Da, Doamne, știi că te iubesc. Și s-a dat spre păstorire mielușei, oițe și oi. Trec mai departe, căci vreau să ajung cât mai repede la aplicația practică a învățăturii din pagina aceasta din Scripturi și am să ajung la Filip. Am putea spune că a reacționat singur la chemarea Domnului. A doua zi, Iisus a vrut să se ducă în Galileea și a găsit pe Filip și a zis: vino după mine. Dacă ar fi numai versetul acesta din Scripturi, am zice ce grozav Filip acesta. Mai tare decât ceilalți, n-a fost nevoie de cineva să-l imboldească, ci la doar aceste trei cuvinte, vino după mine, a fost gata să se ducă și să-l urmeze pe Domnul. Am putea spune lucrul acesta dacă n-ar fi și celelalte mențiuni? Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei și a lui Petru. Andrei și Petru erau consăteni cu Filip. Și nu spune aici explicit, dar mie îmi place să cred, mi-e drag să cred, că Andrei și Petru, Andrei, după ce întâi s-a dus la fratele său, s-a dus și la Filip, pe care îl știa, unul care și el îl așteaptă pe Mesia, unul care caută în Moise și în proroci și îl așteaptă pe acela despre care aceștia toți spuneau. Și Filip află, înainte de a avea întâlnirea, relația directă cu Iisus, despre ceea ce cei doi descoperiseră prima dată. Și atunci când se întâlnesc cu Iisus, e așa de fericit că are și el ocazia să se alăture. De aceea Filip, mai departe, când se duce, spune: noi am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și proroci, pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. Noi, Andrei, Petru, Ioan, nu spune Scriptura, dar îndrăznesc să adaug Iacov,
Credeți că Iacov a tăcut și nu i-a Ioan a tăcut și nu i-a spus fratelui său Iacov de frumusețea întâlnirii pe care a avut-o? Și Filip îi spune lui Natanael: noi am găsit pe acela despre care a scris Moise. Era un cercetător a Scripturilor. E unul care acționează, ca răspuns a preocupărilor sale, a veștii primite, a schimbării pe care o vede în ceilalți, și acționează cum? Se duce la unul care știe care a plecări la fel cu ale lui, se duce la Natanael. Era în Cana Natanael acesta și se duce la Natanael și îi dă de veste acestuia, acela despre care știu că și tu, Natanaele, cauți în Moise și în proroci. E de găsit, noi l-am găsit, hai și tu, Natanael. Când am găsit despre Natanael, acela despre care Domnul Iisus a spus atunci când l-a văzut venind la el: iată cu adevărat un israelit în care nu este vicleșug. Când am citit iarăși lucrul acesta, primul meu gând, prima mea legătură făcută, nu știu, aș zice de ce, a fost cu Genesa, capitolul 3, versetul 1. Mi se spune acolo că șarpele era mai șire decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Dumnezeu. Și el a venit și a vorbit cu femeia: cine-i șarpele? Căci șiret și viclean e același lucru. De unde-i șiretenia? De unde-i viclenia? De aici, din Genesa 3. Mi-am adus apoi aminte de Eclesiastul, capitolul 7, versetul 29. Se spune acolo că, numai iată ceea ce am găsit, că Dumnezeu a făcut pe oameni fără prihană, dar ei umblă cu multe șiretlicuri. Dar acesta pus în mijlocul versetului ne arată că oamenii, în pofida voii lui Dumnezeu, a felului în care au fost creați, sub influența diavolului, ei umblă cu multe șiretenii. Dacă ar fi șiretenii asta numai în lume, nici n-ar fi așa de rău, nici n-ar fi așa de grav. În 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 6. Găsesc că se spune credincioșilor din biserica din Tesalonic: nimeni să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate în treburi față de fratele său, pentru că Domnul pedepsește toate aceste lucruri, după cum v-am spus și v-am adeverit. Există vicleșug și în relația dintre frați? A fost la Tesalonic, veți spune. Efeseni, capitolul 4, versetul 14. Mi-am adus iarăși aminte de versetul acesta când mi-am adus aminte de Natanael, omul fără de care, în care nu a fost găsit vicleșug. Ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtat de orice val de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire. Mijloace de amăgire, manipulare, se spune mai nou astăzi. Și sunt atâția care își dovedesc versalitatea în direcția aceasta, încât vă chem să nu mai fim copii vulnerabili la aceste mijloace. Natanael acesta trăia în mijlocul unui neam despre care Iisus spune că era un neam viclean și prea curvar. Și totuși nu s-a lăsat viciat, atins de virusul acesta al vicleniei. Te-am văzut sub smochin, i-a spus Iisus lui Natanael la prima lor întâlnire. În momentul acela, când a văzut că Iisus l-a văzut sub smochin, că îl cunoaște ca pe o ființă fără prihană, și-a dat seama că stă în fața unui om, stă în fața Fiului lui Dumnezeu. Pentru că, iată proclamația sa: Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Împăratul lui Israel. Fiul lui Dumnezeu, pentru că te-am văzut sub smochin, pentru că spun despre tine că ești un om fără vicleșug,
stai să vezi ce ai să mai vezi, Natanael. Credința vine în urma auzirii, dar se întărește prin vedere. Și a putut să devină un titan al credinței Natanael acesta după ce a văzut atâtea minuni și lucrări care s-au petrecut în prezența lui Iisus Hristos. Ai un fior? Când vezi din Scripturi că Iisus l-a văzut pe Natanael atunci când era sub smochin, Duhul lui Hristos a fost cu Filip când s-a îndreptat spre Natanael. Și a fost cu Natanael poate chiar înainte ca Filip să ajungă acolo și cunoștea momentul acela probabil de meditație, de rugăciune pe care omul acesta îl avea. Ai un fior? Spune Psalmul 139, Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi cunoști gândul. E puterea asta a lui Dumnezeu și a Fiului Său manifestată de atunci încoace. Iisus, în Ioan capitolul 2, versetul 25, avea această putere, spune că n-avea trebuință să-i facă cineva mărturisit despre niciun om, fiindcă el însuși știa ce este în om. Și și-a păstrat aceeași putere și astăzi, mai ales că privește de la altă scară, din dreapta măririi, de la dreapta lui Dumnezeu, privește peste oameni și vede pe cei care sunt cu vicleșug, pe cei care stau și meditează, pe cei care sunt în așteptare. Dar am să merg mai departe, căci vreau să ajung, spuneam, la aplicația practică. Răsfăind Scripturile mai departe, găsim că Barnaba l-a luat pe Saul din Tars și a făcut din el Pavel, apostolul. A făcut harul Domnului, dar a fost nevoie de conlucrarea lui Barnaba. Merg mai departe și în Fapte, capitolul 18, uitați-vă să vedeți că un Apollo, un om extraordinar de dotat, tare în Scripturi, puternic în vorbire, a fost nevoie mai întâi să stea în casa lui Aquila și Priscila și aceștia să-l învețe calea Domnului. Fac o retrospectivă. Ioan a îndrumat pe Ioan, evanghelistul, și pe Andrei spre Iisus. Andrei l-a îndemnat, l-a trimis pe Petru la Iisus, l-a adus la Iisus. Cred, am spus din Scripturi, că Andrei și Petru l-au adus pe Filip, l-au pregătit pe Filip pentru Iisus. Filip l-a adus pe Natanael la Iisus, Barnaba l-a adus pe Saul și a făcut din el apostol, Aquila și Priscila s-au ocupat de Apollo și au făcut din el un vorbitor, folositor bisericii. Tu, pe cine ai adus? Eu, pe cine am adus? Fratele Tipei, la congresul din noiembrie, a citat, și n-am reținut bine pe cine, cred că Vasile Conta se zice că ar fi zis, când ești în criză de idei, spune versuri și când nu mai știi versuri, amețește-i cu cifre. Eu am pregătit niște cifre, nu ca să vă amețesc, ci ca să înțelegeți ce oportunitate extraordinară avem. A zice, ce oportunitate am ratat, dar încă-i har și avem această oportunitate. Ni se oferă alternative pentru lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Vă mărturisesc că am auzit imaginea aceasta. Doar am pregătit-o ca să poată să fie proiectată în fața dumneavoastră. Închipuiți-vă că în 1990, când comunismul a fost dat la o parte și toate opreliște pe care le punea în calea bisericilor și a Evangheliei au fost îndepărtate și bisericile au fost libere să-și aleagă calea prin care să meargă înainte și să împlinească voia lui Dumnezeu. Închipuiți-vă, ca să putem ajunge la astăzi, închipuiți-vă că în 1990, acum 25 de ani, între oportunitățile care ni s-au oferit și prima oportunitate, este aceea a evangelizării. Și evangelizările care au început în 90 au început cu mult entuziasm. Au fost aduși evangeliști de talie mondială. Vă aduceți aminte, Bonchei, lui Spalau și alții au venit în România.
și români de-ai noștri au pornit să facă evanghelizare. Pentru înțelegerea mai bine a datelor problemei, am rotunjit sumele. Nu-i optimism naiv decât pentru înțelegerea problemelor. Și acum să presupunem că avem alternativa aceasta, un evanghelist cu putere, cu însoțirea Domnului și cu resurse fizice, poate să aducă în fiecare săptămână 1000 de convertiți. Poate și joi și duminică, poate numai duminică, la o conferință undeva pe un stadion, nu știu, dar să zicem că ar putea să aducă 1000 de convertiți. Lângă acesta, există un altul și înțelege alternativa cealaltă care se oferă. Un om care are pe inimă să aducă și el un om la Hristos, ca Filip pe Natanael, dacă vreți. Și dăm, te rog, imaginea următoare. Credinciosul din Bujac, care are posibilitatea să înțeleagă că e și pentru el chemarea aceasta, să meargă să facă ucenici, că a fost echipat îndeajuns încât Domnul a crescut până atunci și să aleagă barem unul de care să se ocupe. Și acum vom compara rezultatele pe care în cele două ipostaze, cu evangheliștii de succes sau cu învățătorul, voi numi învățător pe acel pe care ia unul și îl ucenicizează, se ajunge în timp. Și iată care sunt rezultatele după primul an de activitate. Evanghelistul, dăm te rog imaginea următoare, înainte de asta însă, învățătorul trebuie să-și înțeleagă lucrarea pe care o începe. Și revin-o, te rog. El, atunci când își alege oamenii cu care vrea să slujească, va căuta între ei oameni în stare să spună altora, să ducă mai departe învățătura pe care o primesc. Eu nu spun unuia care știu că va rupe lanțul acesta de ucenicizare, ci îmi caut unul de la care am nădejdea că se va duce și el și va spune la persoane de încredere. Vă întreb pe baza spusei din Evrei, capitolul 5, versetul 12. Câtă vechime credeți că avea biserica din Evrei, cărora li se spune că n-ar mai trebui să fiți de acum să primiți învățătură, ci voi, la rândul vostru, să învățați pe alții? Câtă vechime ai în biserică? De aceea ar fi momentul să înțelegi că poți să faci ceva pentru Domnul, să fii lumină unde ești, cântau coriștii. Și acum mergem mai departe și foarte repede o să analizăm rezultatele lucrării celor doi. Evanghelistul, după un an de slujire, cu 1000 de convertiți pe săptămână, va avea la sfârșitul anului său de activitate 52.000 de convertiți. Învățătorul se va uita și va vedea că sunt doar doi, el și ucenicul său. După 5 ani, evanghelistul va avea 260.000 de convertiți. Învățătorul va vedea că sunt deja 32 și decalajul e mare și ar fi aproape îndreptățit să descurajeze. După 10 ani, sunt 528.000 și numai 1024 de ucenici și învățători. Dar mergem mai departe. Și iată că după 20 de ani, și dacă am luat ca reper acel 1990, în 2010, rezultatele ar fi trebuit să fie 1040 de convertiți a evanghelistului și 1048 de ucenici și învățători pe care un om cu viziune a reușit să-i aducă cu ajutorul lui Dumnezeu. Și mergem mai departe, în anul 2015, după 25 de ani, iată care ar fi rezultatele. 1 milion și 300 și dincolo 33 de milioane 500. România numără 18 milioane de locuitori. Au reușit și românii din Spania, din Anglia, din Franța, din Germania să-și facă lucrarea lor acolo. Și iată ce de ucenici. Și duc mai departe simularea aceasta la numai 33 de ani. Nu mi-a încăput pe display-ul telefonului când am făcut calculele cifre mai mari și m-am oprit aici și pentru că evanghelistul ar avea după 33 de ani 1.716 convertiți și
pe sistemul învățătorului și a răspândirii pe calea aceasta a ucenicizării, ar fi deja peste 8 miliarde și 500 de milioane, mai mult decât populația Terei. 33 de ani din 90 ar însemna 2023, poate că atunci atâția locuitori vor fi. Dar poate că între timp s-ar fi apucat și alții din afara cercului acestuia și ucenicizarea ar fi fost până la marginea pământului. Faceți ucenici din toate neamurile. Așa au început cei care au fost trimiși de Ioan la învățătorul. O să-mi spui, ăștia au fost niște oameni extraordinari cu un destin înalt în Scripturi. Dar noi avem aceleași Scripturi care ne spun și spun încă o dată ce spunea în 2 Timotei, capitolul 2, versetul 2, ce ați auzit de la mine, în fața multor martori, încredințează la martori de încredere, care să fie în stare să învețe pe alții. Oameni de încredere. Nu cred că unul dintre dumneavoastră n-ar putea să găsească un om de încredere. Atenție, nu e valabil numai pentru bărbați care au făcut studii teologice, care au făcut studii oratorice sau de orice alt fel. Ai 10 clase, ai 12 clase, ai competențe mult mai înalte decât a avut Andrei la momentul la care a fost chemat. Ai atâția ani de când ești în biserică. Caut un om de încredere, că-i vecinul, că-i colegul, că-i femeia care îți spală în scara de bloc, nu știu, dar caută unul. Și femeile au libertatea să caute pe cineva și să aducă la Hristos. Bunătatea a convertit mai mulți oameni decât zelul, elocvența și inteligența la un loc, a spus un evanghelist. Fii bun cu semenii tăi și ăștia o să înțeleagă că e ceva special la tine și vei putea apoi să lucrești și să te săvârșești în el și alte trăsături care să-l facă vrednic de împărăție. Câștigătorii de suflete se apropie, obțin cele mai bune rezultate când se apropie de oameni, nu doar cu argumente pe buze, ci și cu lacrimi în ochi. Da, sunt atâția care pot să le plângi de milă. Dacă nu mă le vei plânge de milă, dacă nu mă le vei da de milostenie 10 lei și nu te vei îngriji de sufletul său și de destinul său veșnic, dacă nu-l câștigi pentru împărăție și pentru Hristos, ai făcut așa de puțin pentru el. Acum o să ziceți, nu ne putem compara cu cei 12 apostoli, cu Barnaba, cu Aquila și Priscila, cu Pavel care s-a ocupat de Timotei. Și drept. Dar zice apostolul în 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 5. Nu că noi, prin noi înșine, suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine de la Dumnezeu. Când îi spui lui Dumnezeu, Doamne, fă-mă destoinic pentru lucrarea aceasta, te va echipa Dumnezeu. Prin Evanghelie te va face destoinic pentru orice lucrare bună, prin echiparea duhovnicească te va face cât să iei unul și să-l conduci la Hristos. Am ales pagina aceasta din Scripturi pentru că mi-e dragă, a avut ca rezultate niște oameni extraordinari care l-au urmat pe Hristos până au murit și moarte de martiri. Și mi-e dragă pagina aceasta din Scripturi pentru că e motivatoare. E motivatoare și pentru mine. Unul a dus la Hristos. Să fii lumină unde ești, poate prin tine cineva se întoarce la Hristos, poate doar un singur suflet aduci Domnului, să fii lumină unde ești. Domnul ne-a chemat să fim lumină. Domnul ne-a chemat să facem ucenici. Domnul ne-a spus să vestim, să lărgim împărăția. Dă-ne, Doamne, putere și înțelepciune. Amin. S-a citit și s-a vorbit în seara aceasta despre primii 5 ucenici ai Domnului Iisus Hristos. Domnul i-a ales. Sigur, Domnul și-a avut criteriile lui. Domnul este stăpân să aleagă, dar cred că s-a uitat la inima fiecăruia dintre cei 5.
Apoi a continuat să aleagă până când grupul a fost complet. A fost un grup de 12 ucenici, de 12 apostoli. Când au fost toți împreună, Domnul i-a trimis. În Matei capitolul 10 citim că au fost trimiși la oile pierdute ale casei lui Israel. Și Domnul a precizat să nu vă duceți nici pe calea păgânilor și să nu vă duceți nici la samariteni. Nu era încă vremea neamurilor, ci le-a spus Domnul, duceți-vă la oile pierdute ale casei lui Israel. Le-a dat un mesaj și le-a dat putere. Știți care era mesajul pe care l-au proclamat la început? Împărăția lui Dumnezeu este aproape. Și le-a dat putere să vindece bolnavii, să elibereze demonizații, să-i curețe pe leproși și să învieze morții. I-a trimis la oile pierdute ale casei lui Israel și le-a spus că vor fi rău primiți. Vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Fiți înțelepți ca șerpii și nevinovați ca porumbeii. Domnul de asemenea le-a promis că Duhul lui Dumnezeu va vorbi prin ei. Nu erau pregătiți în școli deosebite. Nu erau nici teologi, nu erau nici erudiți. E adevărat, erau ucenici ai Domnului Iisus Hristos, dar Domnul i-a învățat să se bazeze pe ajutorul Domnului, pe ajutorul care vine de sus, pe sprijinul Duhului Sfânt. Și Domnul le-a spus, Duhul lui Dumnezeu va da ce să spuneți în momentele acelea limită. Și așa a fost. S-au dus la oile pierdute ale casei lui Israel. Domnul le-a spus, veți fi prigoniți, dar că despre voi până și perii de pe cap toți vă sunt numărați. Și s-au dus cei 12. Mai târziu Domnul a trimis 70. După 3 ani și ceva de activitate împreună cu Domnul, câți să fi fost oare aceia care au crezut în Domnul Iisus? Nu știm. Știm sigur că în ziua cincizecimii erau 120. Doar 120. Și atunci s-a întâmplat. A avut loc evenimentul acela deosebit. Duhul lui Dumnezeu s-a coborât peste ei. Domnul le-a spus, veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Și într-adevăr, din momentul acela, biserica a început să crească foarte, foarte mult. Cu ajutorul Duhului Sfânt, biserica se înmulțea. Marele secret al creșterii bisericii este Duhul lui Dumnezeu. Pregătirea intelectuală este bună, cărțile care se scriu nu sunt rele, cele care nu sunt rele, că sunt suficiente, care n-ar trebui să le luăm în mână. Dar cartea de bază care rămâne este Scriptura. Ea este și realistă și este adevăratul nostru manual de credință. Cu ajutorul Duhului Sfânt, biserica a crescut foarte, foarte mult. Cineva spunea, cu 12 de sculți, Domnul Iisus Hristos a cucerit întreaga lume. Și într-adevăr, lucrarea a pornit de la oamenii aceștia simpli. Cârpitori de mreji, o parte dintre ei, pe malul mării Galilei. Niciunul dintre ei n-a fost pregătit în mod deosebit. Sigur, mai târziu a venit apostolul Pavel, care a fost foarte pregătit din punct de vedere intelectual. Dar cei 12 au fost oameni simpli. Dar Domnul s-a folosit de ei. Unul dintre ei, știți că a căzut, Iuda. Matia i-a luat locul. Și Biblia spune că biserica Domnului Hristos, din care facem parte și noi, e zidită pe temelia apostolilor și prorocilor.
Cei 12 au numele scrise în cer. În Apocalipsa 19 citim că Ioan a văzut noul Ierusalim care are 12 temelii. Cele 12 temelii au numele apostolilor, mielului, a Domnului nostru Iisus Hristos. Au fost oameni simpli, dar s-au lăsat în mâna Domnului. Au fost călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. S-au bazat pe prezența Duhului Sfânt în viața lor. Și Domnul i-a făcut pescari de oameni. Domnul le-a dat un duh înfocat, Domnul le-a dat har și au avut un randament în lucrare foarte, foarte ridicat. Ce spunea fratele Eugen este, să zic, ideal. Dacă s-ar fi întâmplat așa, într-adevăr, s-a ajungea la cifrele acestea. Dar trebuie să ne uităm care este realitatea. Știți că Biserica Pentecostală din România este cea mai numeroasă biserică evanghelică din Europa? Nu există o biserică evanghelică mai mare și mai numeroasă ca Biserica Pentecostală din România. Și totuși suntem doar vreo 2% din populația României. Sigur, frumos ar fi să se întâmple, așa cum spunea fratele Eugen, dar realitatea e că nu se întâmplă. Și Domnul spunea, nu te teme, turmă mică, căci Domnul îți dă cu plăcere împărăția. Mulți sunt chemați, puțini sunt aleși. Chemarea este pentru toți, dar nu toți răspund chemării. Dacă bujacul, cartierul în care noi locuim, nu cunoaște pocăința, n-a auzit Evanghelia, atunci întreb, care, unde s-a auzit și s-a văzut mai mult? An la rând, în școala generală de aici, jumătate dintre copii, sau mai bine de jumătate, au fost penticostali. Familii penticostale pe toate străzile acestui cartier. Dar vedeți cât de greu se pocăiesc oamenii? Și chiar dacă se pocăiesc greu, noi trebuie să mărturisim. Ca ucenici ai Domnului Iisus, trebuie să le spunem vecinilor noștri, colegilor noștri, despre Domnul și trebuie să-i aducem la casa lui Dumnezeu. Și întreb și eu în seara aceasta, câți oameni ai adus tu la Iisus? Pe câți ai invitat în biserică să audă vorbindu-se despre Iisus? La câți le-ai vorbit tu despre Domnul și despre împărăția sa? Sau crezi că ești prea slab și nu e suficient pregătit pentru un subiect așa de important? Du-te cu puterea pe care o ai, a spus Dumnezeu lui Gedeon. Domnul este cu noi. Să predicăm Evanghelia. Să-i aducem pe oameni la Hristos. Cum au făcut primii ucenici, așa să facem și noi. Mulțumim lui Dumnezeu că suntem în rândul mântuiților. Suntem în biserica despre care a vorbit Domnul Iisus când a spus, tu ești Petru. Petros în limba greacă. Petros înseamnă pietricică. Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea. Sigur, nu pe pietricică, nu pe Petru zidește Domnul biserica, ci pe afirmația lui Petru. Pe Petra care înseamnă stâncă. Pe adevărul rostit de Petru acolo, că Iisus Hristos este Fiul Dumnezeului Celui Viu. Să le spunem tuturor că noi l-am găsit pe Domnul Iisus, că îl cunoaștem, că ne-a iertat păcatele, că ne-a vindecat, că ne-a botezat cu Duhul Sfânt. Fiecare așa cum îi călăuzite Domnul, să-l prezinte pe Mântuitorul înaintea oamenilor, să-l îndrăsnim
și să aducem oameni la Hristos. Și dacă suntem sinceri și dacă facem lucrarea din toată inima, cred că Domnul ne va însoți în lucrare și ne va ajuta să aducem și noi suflete la Domnul și El să le mântuiască. Dumnezeu pe toți să ne binecuvânteze, să ne păstreze în harul Său, să ne ajute să rămânem în această biserică biruitoare și odată să fim în noul Ierusalim, clădirea aceea cerească cu 12 temelii și să vedem numele apostolilor Domnului Iisus scrise pe temelii acestea. Iar cât mai suntem în lume, să le spunem oamenilor despre Hristos, să-i aducem la biserică, dar să-i aducem mai ales la Mântuitorul Iisus Hristos și Domnul să ne ajute pe toți la aceasta. Amin. Amin. Eu cred că am zis lucruri bune. Amin înseamnă așa să fie. Obosiți? Suntem obosiți. Dar să facem eforturi și să ne concentrăm. Stăm două ceasuri împreună și suntem în casa lui Dumnezeu. Cine lucrează într-un loc, să zicem, mai pretențios, poate cu pericole, trebuie să fie atent în fiecare clipă, pentru că i s-ar putea întâmpla ceva dacă nu e atent. Ori atenția ar trebui să ne fie și mai mare aici. Să auzim și să înțelegem ce vrea să ne spune Domnul. Să aplicăm, să împlinim după aceea. Suntem ambasadorii cerului pe pământ. Suntem ucenici ai Domnului. Suntem crainici ai împărăției lui Dumnezeu. Și să ne ajute Domnul, zic încă o dată pe toți, să aducem suflete la Hristos. Amin! Și acum ne ridicăm și pentru aceasta aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu. Să facă Domnul din fiecare dintre noi un credincios. Să ne facă Domnul pe toți martori ai Domnului Iisus, oameni care să ne ducem, să chemăm, să vorbim despre Domnul Iisus Hristos, să-i aducem la Mântuitorul, să îi asistăm spiritual pe cei care ne sunt alături și să îi ajutăm cât atârnă de noi să-L cunoască pe Domnul și să meargă pe calea mântuirii. Ne rugăm apoi pentru biserica din care facem parte să crească cu ajutorul Duhului lui Dumnezeu. Și apoi, în final, mulțumim Domnului pentru părtășia din seara aceasta. Amin.